Amin. În numele scump al Domnului Iisus Hristos, pentru momentele de meditație din seara aceasta. Vorbind despre Iov și despre nevoile lui, vă invit să cântăm împreună cântarea Un nume ca al nimănui e Domnul meu iubit. Îmi e de ajuns iubirea lui prin care m-a găsit. Rugăciunea de început, o să rog pe sora Denisa Otinel să vină alături de mine pentru ca să înălțăm înaintea lui Dumnezeu gândurile noastre spre binecuvântare. În cartea lui Iov, Dumnezeu este acela care se laudă cu Iov și spune că Iov este un om special, un om neprihănit și în felul acesta încep problemele în viața lui Iov. Cu alte cuvinte, ori de câte ori Dumnezeu se laudă cu tine, poți să aștepți în mod firesc și imediat o reacție foarte puternică din partea cui? Poftim? A fost acolo cineva care a spus: eu nu cred toate treaburile astea și te rog frumos să-l pui la probă, la încercare pe omul acesta. Și evident proba a fost plăsmuită de Satan, de partea rea a existenței. Și el a fost acela care a dus tot felul de probleme asupra lui Iov.
Și în timp ce necazurile curgeau, așa ca și când ai avea pe cineva într-o eprubetă și torne asupra lui și acid, și după ce l-arzi bine cu acid, după aceea pui asupra lui baze și mai pui și o altă substanță și mai pui și o altă substanță ca să vezi ce e în omul acela, ce e cu el, din ce material e făcut. Așa s-a întâmplat și cu Iov. Și Iov a suportat toate aceste încercări, toate aceste substanțe care au venit asupra lui. În cursul acestei experiențe de laborator, ca să zic așa, Iov trece printr-o serie întreagă de stări care îl aduc să se cunoască pe sine însuși, să se descopere pe sine însuși. Așa cum, până la urmă, eu știu, Petru s-a descoperit pe sine însuși. Petru a avut o anumită idee despre sine înainte de căderea sa, apoi, după ce a căzut în Ghețeman, înainte de Ghețeman, după ce a căzut și s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos în timpul judecății Domnului Iisus Hristos, după aceea Petru a plecat, a plâns cu amar și a descoperit în el o persoană pe care nu o știuse până atunci. Iov crezuse că dacă toți ceilalți s-ar lepăda de Iisus Hristos, cu siguranță el nu s-ar lepăda. Iar Iov a fost foarte serios atunci. Foarte serios a fost, iertați-mă, Petru. Petru a fost foarte serios în momentul respectiv. Numai că după ce s-a întâmplat lucrul acesta, după ce cocoșul a cântat de 2 ori, iar el s-a lepădat de 3 ori, după aceea Petru s-a dus în grădina Ghețeman și a recunoscut că în el era o persoană pe care nu o cunoscuse până atunci și care persoană a ieșit la iveală în timpul acela de încercare. Vedeți? Iov începe să se cunoască pe sine, treptat, treptat. Descoperirea însă pe care o face Iov e cu totul de altă natură și în aceasta constă nu doar superioritatea, dar și elementul surprinzător al lui Iov. Iov, gândindu-se la sine și la experiența lui, începe să descifreze puțin din taina dumnezeirii. Iov se cunoaște și pe sine, dar ceea ce e mai important decât atât, începe să-L cunoască pe Dumnezeu și începe să-L cunoască pe Dumnezeu într-o modalitate extraordinară. În timp ce dumnezeii pe care lumea îi avea la momentul acela erau niște zei care stătea fiecare pe scaunul lui și toți ceilalți pământenii și așa mai departe trebuiau să-i slujească prin faptul că aduceau jertfe, prin faptul că aduceau tot felul de servicii zeului, Iov se uită la Dumnezeul lui și spune: Doamne, eu cred că ești un Dumnezeu de așa natură încât Tu vei mijloci înaintea Ta pentru mine. O să vă spun că nu există așa ceva în orice concept al divinității din toate celelalte culturi. Zeul sau Dumnezeu nu mijlocește pentru omul nenorocit, nu. El este acela care pedepsește pe omul nenorocit, îl bleastămă, luptă împotriva lui. Niciodată Dumnezeu nu mijlocește pentru om înaintea lui Dumnezeu. Apoi, timpul mai trece și nu este deloc ușor. Iov stă mai departe în experimentul acesta și se adresează din nou lui Dumnezeu și spune: Da, Doamne, acum când eu am nevoie ca cineva să se uite la mine și să aibă grijă de viața mea, eu cred că nu doar că vei mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru mine, dar eu cred că Tu vei fi un martor pentru mine. Înaintea cui? Înaintea cui să fii martor pentru mine? Din nou, este un lucru extraordinar. Iov spune: vei fi martor pentru mine înaintea lui Dumnezeu. Frații mei, lucrul ăsta este iarăși uluitor. Este ca și cum, dar nu este așa, dar este ca și cum, datorită lui Iov, Dumnezeu ar începe să lupte cumva
împotriva lui Dumnezeu. Este ca și cum Dumnezeu l-ar iubi atât de mult pe Iov încât, deși nu este așa, Dumnezeu este martorul apărării pentru Iov într-un proces intentat de Dumnezeu. Deci Dumnezeu intentează un proces și tot Dumnezeu este martorul apărării pentru cine? Nu pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu-l apără pe Dumnezeu. Dumnezeu îl apără pe Iov. Vă dați seama că scena aceasta nu face altceva decât pregătește drumul pentru cruce? Adică în timp ce Iov are un apărător, Dumnezeu, pe Dumnezeu cine îl apără? Și așa ajunge Dumnezeu pe cruce. Așa va trăi Dumnezeu agonia sa în momentul în care se va simți despărțit de Tatăl. Eli, la masa Bactanii, strigătul acela lui Dumnezeu, al lui Iisus Hristos, pentru care nu mai mijlocește nimeni. Și mi-aduc aminte de spiritul profetic care spune: nu va exista niciun om care să treacă printr-o situație de suferință fără ca cineva să mijlocească pentru el. Întotdeauna cineva va mijloci pentru el. Întotdeauna cineva va revărsa har. Întotdeauna cineva va fi lângă el. Exceptând momentul în care harul lui Dumnezeu se va retrage la sfârșitul timpului. Dar până atunci, oamenii vor beneficia de asistența lui Dumnezeu, de asistența integrală, 100% a lui Dumnezeu. Cineva va fi lângă ei. În timp ce lângă Domnul Iisus Hristos atunci n-a fost nimeni. Este surprinzător acest lucru și îl reiau. Adică eu îi spune lui Dumnezeu: stai de partea mea! Stai, te rog, de partea mea! Bine, eu stau de partea ta, dar de partea mea cine stă? Crucea. Crucea. Ăsta este drumul către cruce. Pentru ca Dumnezeu să stea de partea noastră, a trebuit neapărat să se nască o cruce în universul ăsta. Acum, capitolul 16, unde am rămas noi data trecută, este capitolul care încearcă să aducă lumină în această dezbatere extraordinară. Doamne, de ce i-a trebuit lui Iov un martor? De ce? Adică o întreagă lume stă sub ideea zeului lor, sub ideea Dumnezeului lor, fără să ceară un martor pentru el. Iov nu. Iov stă sub Dumnezeul acesta pe care el îl cunoaște și țipă și strigă: mie dă-mi un mijlocitor, mie dă-mi un martor, mie dă-mi. Și face în așa fel Iov încât, datorită nevoilor lui existențiale, Dumnezeu se deschide ca identitate, așa cum ai deschide o carte, și încet, încet descoperi cine este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Cel ce răspunde la nevoile lui Iov. Adică atunci când Iov strigă: Doamne, dă-mi un martor, Dumnezeu spune: ți l-am pregătit de multă vreme. Îl ai. E al tău. Aminteam și data trecută, cred că este cazul să repetăm acum Apocalips. Iov este prima carte a Scripturii, prima carte scrisă a Scripturii, Apocalips este ultima carte a Scripturii. Prima începe oarecum strigând la Dumnezeu: dă-mi un martor, ultima carte încheie așa. Apocalips 1, versetul 5. Dacă vreți, începem de la 4, spune așa: har și pace vouă, bisericilor, sau bisericii lui Iisus Hristos, din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului Domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește
care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său. Ale Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Și mai scrie încă o dată despre Iisus Hristos ca martor. Unde mai scrie? În Apocalips, capitolul 3, acolo unde începe să scrie bisericii către Laodicea, versetul 14, găsim. Îngerului bisericii din Laodicea scrie: iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Deci, Iov strigă: Doamne, dă-mi un martor! Și Scriptura spune: martorul este. Martorul este cine? Cine e martor? Încă o dată, Apocalips 1. Hristos Iisus, martorul credincios, cel întâi născut dintre cei morți, Domnul împăraților, el e martor. Iar în Laodicea, martorul credincios și adevărat, Iisus Hristos. Bun. Deci, Iov, în neprubeta lui, în încercarea lui, descoperă această extraordinară realitate. Are revelația aceasta lui Dumnezeu, un Dumnezeu martor pentru el. Acum vreau să vă întreb, e bine să ai un martor sau nu e bine să ai un martor? Așa e. Așa e. Nu, credincios să fie, nu vorbesc. Martorul e credincios. Dar când e convenabil pentru tine să ai un martor? Vreau să vă întreb, dacă ai sărit gardul și te-a văzut un martor, îl chem la judecată? Și atunci de ce Iov strigă: Doamne, vreau un martor? Nu poți să ceri un martor oricum. Când a fost vorba de Babel, când a fost vorba de Sodoma și Gomora, Domnul Iisus Hristos s-a interesat de locurile acestea în mod personal, martorul. Adică, el a fost acela care a văzut că nelegiuirea oamenilor ajunsese până la cer. La Sodoma și Gomora, el este acela care împreună cu alți doi soli cerești merge, trece pe la Abraham și pe urmă se duce unde? La Sodoma și Gomora. Vreau să vă întreb, ce nu știa Domnul Iisus Hristos ce se întâmplă în Sodoma și Gomora? Poftiți? Analele cerului sunt foarte exact făcute. Ei știau toți. Dacă acum, astăzi, se poate privi la televizor, într-o cameră ascunsă, poți să vezi ceea ce face cineva, dacă astăzi se poate face lucrul acesta, atunci cu siguranță că Dumnezeu avea camera lui ascunsă în Sodoma și Gomora. Știa tot. De ce s-a mai coborât acolo? Fraților, nu există din partea martorului credincios și adevărat să judece faptele și lucrurile de la distanță. Martorul credincios și adevărat este cel ce le trăiește. Spuneți-mi, vă rog, de ce s-a întrupat Iisus Hristos aici și a venit în tălpile mele? De ce? Nu putea să stea de la distanță de sus și să știe el cum e viața? N-ar fi știut-o el cum e viața pământenilor aici? Nu-i putea analiza el la aparatele cerului, în neprubeta aceea de laborator, în așa fel încât să știe clar ce înseamnă mânia omului, ce înseamnă durerea omului, ce înseamnă iubirea? Nu putea să știe așa? Sigur că da, dar este în modul de a fi a lui Dumnezeu, să vină și să zică: nu, eu mă duc acolo să știu. Și a coborât și s-a întrupat în Betleem și a știut ce este spinul, pălămida, hula, a știut cât de greu este să fii ispitit în toate lucrurile, ca și noi. A știut cât de greu este. Vreau să vă întreb, un astfel de martor a cerut Iov? Iov era jos de tot. Iov era jos de tot. Pe Iov îl durea
Iov suferea. Nimeni nu știa ce este în el. Prietenii lui veniseră la el să îl mângâie și din mângâierea lor s-au transformat în judecătorii lui. Și atunci Iov strigă și spune: nu, martorii ăștia pământeni, ei nu știu, nu sunt, nu, eu vreau un martor ceresc. Vreau martorul ceresc al durerilor mele, al nevinovăției mele, al vieții mele. În sala de ospăți a lui Belșațar a apărut o mână exact în momentul în care împăratul a luat vasele sfinte de la templu și a turnat în primul vas vin fermentat, băutură alcoolică. Când fermentul a căzut acolo, în vasul respectiv, desacralizând sfințenia vaselor, în momentul acela Dumnezeu a făcut să se vadă o mână pe peretele încăperii. Era Dumnezeu martor? Era martor? Era. Există ceva pe pământul acesta care să scape mărturiei lui Dumnezeu? Nu există. Cu ce curaj cere Iov un martor? Pentru că martorul acela a scris: mene, mene, tekel upharsin. Uneori stau și mă gândesc cum stă Dumnezeu și ce mărturie este în momentul în care la Sfânta Cină, în paharele, în cupele pentru părtășanie, se toarnă vin fermentat, ca și în sala aceea de ospăț a lui Belșațar. Cum mărturisește Dumnezeu actul acesta? Dar asta ca paranteză. Mă întorc. Ce fel de martor a cerut Iov? Ce fel de martor? Când la Odisei Domnul Iisus Hristos îi se adresează: eu sunt martorul credincios și adevărat. Ce are de gând să facă Domnul Iisus Hristos cu Laodiceea? Ce va spune despre Laodiceea? Cele bune sau cele rele? Cele bune sau cele rele? Poftiți? Cele bune sau cele rele? Ce este? Acolo spune mai departe: știu faptele tale. Cele bune sau cele rele? Le știu. Și atunci un martor îți trebuie, pentru că până la urmă conștiința ta vorbește despre ceea ce ai făcut. Îți mai trebuie încă un martor să-ți aducă aminte de treaba asta. Cum e, frații mei? Cum e? Încercând să comprimăm lucrurile, vă invit la tabloul acela unic din Zaharia, capitolul 3. Unic. Tot Vechiul Testament. Acolo unde parcă n-am găsit răspunsuri la aceste probleme. N-am așteptat ca răspunsurile acestea să fie în Noul Testament, unde se descoperă Domnul Iisus Hristos. Marea majoritate a comentatorilor biblici spun că Domnul Iisus Hristos nu s-a relevat, nu s-a descoperit pe sine suficient în Vechiul Testament. Uitați-vă, vă rog, ce se întâmplă aici. Vedeți câtă bogăție este aici. Pentru că întrebările în legătură cu martorul, cu judecata și așa mai departe, sunt în mințile fiecăruia. Răspunsul unde e? Ce face un martor? Pentru foarte multă lume, martorul este acela care, atunci când eu tac, vorbește el pentru mine și spune realitatea, așa cum este, cu bune, cu rele, o spune pe toate. Ia uitați-vă puțin. El, în paranteză, îngerul,
mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea Îngerului Domnului. Cine este Îngerul Domnului? Frații mei, exegeza biblică ne învață că Îngerul Domnului este Iisus Hristos și că cel ce a fost Îngerul Domnului care mergea în pustie înaintea poporului era tot Domnul Iisus Hristos. Cel ce era în stâlpul de foc și în stâlpul de nor era tot Domnul Iisus Hristos. Cel ce a scris tablele legii cu cele 10 porunci era tot Domnul Iisus Hristos. Și iată-l din nou aici, foarte interesant un lucru, și anume, Îngerul Domnului, adică Domnul Iisus Hristos, stătea față în față cu cine? Cu marele preot Iosua. Știm cu toții că marele preot nu era acolo pentru sine. Nu-l adusese nimeni, nu-l dăduse nimeni în judecată pe marele preot Iosua, în așa fel încât era înaintea Domnului Iisus Hristos. El venea acolo datorită cărei situații? El venea acolo ca reprezentant, ca reprezentant al poporului său. Când mai departe, în versetele care urmează, ni se spune, în versetul 3, era îmbrăcat cu haine murdare. Hainele astea murdare nu erau faptele lui. Erau faptele poporului, pentru care el era un mijlocitor. El stătea la mijloc între ei și Domnul și nu făcea altceva decât lua sânge din partea Domnului, fugea repede în întâmpinarea fiecărui păcătos, dădea păcătosului sânge și lua din partea păcătosului păcat și îl purta. Acum, de ce avea marele preot hainele murdare? Datorită faptului că el purta, fraților, el purta păcatele. E foarte interesant și foarte bine să înțelegem că atunci când Domnul Iisus Hristos ne dă o haină nouă și curată, El ne ia nouă haina aceea care purtăm păcatele, o dă la o parte. Aici însă marele preot purta păcatele, El vine cu păcatele întregului popor. Observați, nu venise ziua aceea a judecății, ispășirii nu venise. El stătea, marele preot, cu toate păcatele asupra lui. Față în față cu cine? Cu Îngerul. Pentru ce stătea față în față cu Îngerul Domnului? De ce stătea față în față? Cine ar fi mediat? Vă rog să observați dumneavoastră, pentru ca scena să fie întreagă, vedeți că undeva la dreapta marelui preot, ceea ce înseamnă la stânga Îngerului, mai stătea cineva. Satana. Și Satana ce face? Pârăște. Dacă Satana pârăște și spune, uite ce are Iosua și una și două și trei și patru și cinci și o face în fața Îngerului, atunci Îngerul de ce era acolo? Suntem într-un moment de judecată. Satana pârăște, marele preot este acolo ca și un caz de analiză și cel ce asistă la toată această scenă de învinovățire este Îngerul Domnului. Noi numim această judecată judecată de cercetare, așa o numim noi. De ce o numim judecată de cercetare? Pentru că lipsește un personaj care este prezent în toate celelalte judecăți. Cine lipsește? Cine lipsește? Mulțumesc! Dumnezeu Tatăl nu este trecut aici. Judecata apare între Domnul Iisus Hristos și între poporul Lui și între vrăjmașul poporului Lui. Judecata asta de cercetare răspunde la ideea aceea pe care o găsim în Isaia 1:18, care spune, veniți totuși să ne judecăm. Cine cu cine? Cine cu cine? Domnul Iisus Hristos cu omul. Domnul Iisus Hristos cu omul. De ce Domnul Iisus Hristos?
Pentru că, frații mei, Domnul Iisus Hristos este acela care și-a strâns un popor ca fiind al lui. Este responsabilitatea lui. El și-a asumat responsabilitatea de a avea grijă de poporul acesta, de a-l forma. Și înainte de a se prezenta cu el înaintea Tatălui, repet, înainte să se prezinte cu poporul acesta înaintea Tatălui, poporul acesta este chemat înaintea lui. Și are loc o judecată între el și poporul lui. Nu voi citi acum, dar pe parcursul capitolului 3 veți vedea că marele preot Iosua este acela care va fi introdus înaintea Tatălui. Dar mai târziu. Nu putea să fie introdus în felul acesta înaintea Tatălui. Nu putea. Și atunci are loc o întâlnire între Domnul Iisus Hristos și omul acesta. Are loc o acuzație extraordinar de puternică lansată de către Satan, marele vrăjmaș, care îl pârăște. Versetul 2. Domnul a zis lui Satan. Domnul să te mustre, Satano. Domnul să te mustre. El care a ales Ierusalimul, nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc? Apariția cuvântului de Domnul aici nu este foarte clară. El poate să facă trimitere la apariția Tatălui, care în momentul acesta vine și îl mustră pe Satan. Și este foarte posibil. Pentru că există un text în Sfânta Scriptură în care Domnul Iisus Hristos se înfruntă cu Satan. Vă aduceți aminte? În cazul învierii lui Moise. Când a fost vorba ca Moise să învie, în momentul acela Satan s-a împotrivit cu toată puterea acestei inițiative a Domnului Iisus Hristos. Și în timp ce Satan se împotrivea, Domnul Iisus Hristos spune așa: Domnul să te mustre. Aici este un preludiu al acelei mustrări. Este un preludiu. Iuda 9. Și aici Domnul intervine în acest moment în care îngerul, Domnul Iisus Hristos, stă și primește din partea lui Satan toate aceste mustrări și nu zice nimic. Împotriva lui Satan nu zice nimic. De ce oare nu zice nimic Domnul Iisus Hristos? Odată nu este timpul. În al doilea rând, acuzele sunt adevărate, mulțumesc. Tot ce spune Satan este adevărat. Domnul Iisus Hristos tace. Tăcerea asta este cumplită dureroasă. În tăcerea aceasta există ca Domnul Iisus Hristos să fie considerat cumva complice la păcatul meu. În realitate este momentul de transfer al păcatului meu asupra lui. De ce va muri Iisus Hristos? Datorită păcatului meu, cum ajunge păcatul meu asupra Domnului Iisus Hristos? Eu sunt acuzat, dar cel ce stă lângă mine și mă privește în ochi și nu zice nimic împotriva mea este Domnul Iisus Hristos. Și în momentul acesta, el devine oarecum cel ce acceptă, deși nu este părtaș păcatului meu. Și acum, în timp ce Domnul intervine acolo și oprește mustrarea, vă rog să observați dumneavoastră, este o învățătură extraordinară, și anume, crucea nu oprește neapărat mustrarea pe care o face Satan, acuza pe care o aduce Satan. Nu. Ci Tatăl este cel ce îl oprește pe Satan. El intervine și spune nu, în virtutea cărui fapt? De ce Tatăl are autoritate să dea la o parte pe acest martor al acuzării? De ce? Mulțumesc, acesta este angajamentul Domnului Iisus Hristos. Nimeni nu-l va smulge din mâna lui. Dar de ce? Dar de ce Tatăl intervine acum? Tatăl intervine datorită aceluiași lucru. Și anume, Iisus Hristos este martor, dar de o calitate diferită.
vom reveni asupra lui în minutele care urmează, asupra acestei calități. Vă rog să observați, doar treceți, nu închideți definitiv la Zaharia, pentru că ne vom reîntoarce aici, dar în Iov, capitolul 16, versetul 19, Iov spune, chiar acum martorul meu este în cer, virgulă, apărătorul meu este în locurile înalte. Modul frazei ebraice face ca apărător să fie egal cu martor. Martorul este martorul apărării, nu este un martor de orice fel. El apără, el se ridică și apără. Și vă rog să observați dumneavoastră. Deși aparent Domnul Iisus Hristos stă într-o poziție de judecător inițial, deși Satan îl acuză puternic pe Iosua, deși Domnul Iisus Hristos inițial nu zice nimic, după ce Tatăl intervine și spune Domnul să te mustre Satan, versetul 4. Îngerul Domnului, care este Iisus Hristos, a luat cuvântul și a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare care erau pe el. Ce e asta? Ce este asta? Asta e judecată. Asta este judecată. În judecata aceasta de cercetare în care Domnul Iisus Hristos se cercetează cu poporul său, asta este judecata. Uneori noi ne este teamă să venim înaintea judecății, dar Iisus Hristos spune așa, veniți să ne judecăm, veniți! Păcatele voastre vor fi făcute cum este lâna și zăpada în cadrul acestei judecăți. Eu voi judeca. Cum va judeca? Dezbrăcați-l. Fraților, nu este vorba aici de faptul că, știți ce, ia dați o haină albă pe deasupra. Nu e vorba de asta. Dezbrăcați-l. Este un moment delicat, fraților, dezbrăcarea asta. Pentru că marele preot, în momentul acela, rămânea în hainele unui preot de rând, umil. Este un moment cu tremurător al dezbrăcării, care umilește mult, care coboară mult. Apoi a zis lui Iosua, îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac. Și te îmbrac iarăși. Judecata nu lasă pe nimeni neîmbrăcat, fraților. Judecata nu lasă pe nimeni neîmbrăcat. Acum, eu vreau să vă întreb, pentru că avem nevoie să înțelegem un lucru. Știți parabola nunții fiului de împărat? Sunt invitați toți la nuntă. Și șchiop, și orb, și ciunci, de la garduri, de peste tot. Numai că atunci când intră în sala de ospăți, li se dă ce? O haină. Vreau să vă întreb, cum li se dă haina? Prin ce proces? Noi ne închipuim că se ia haina și se dă la rând. Se dă la rând. Ia haina. Păi dacă se dă haina la rând, e foarte posibil ca cineva să ia haina, să o îmbrace peste hainele celelalte și să intre la ospăți. Nu se poate așa ceva. Și atunci, prin ce proces se dă haina la sala de ospăți? Poftiți? La ușă, când au primit haina, aceea s-a numit judecată. Într-un proces de judecată în care stăpânul care a invitat la ospăți stă față în față cu ceilalți și le dă haina. Și ei își dau jos hainele acolo. Și îmi imaginez, fraților, un morman de haine urâte, nespălate și pline de noroi la ușă, pe care a trebuit să le ia cineva, un serv din această pildă. Și apoi oamenii intrând unul câte unul într-o ținută elegantă, extraordinară, care se obține în urma judecății. În urma judecății. Evident, se poate ca cineva să fenteze judecata, corect? Se poate? Se poate cineva să nu vină la judecată? În odaia de nuntă, cineva a făcut lucrul acesta, vă aduceți aminte? A intrat acolo cu hainele lui.
Numai că omul acela care a ratat, a fentat judecata de cercetare, a ajuns la judecata de apoi. Cine a fentat judecata de cercetare, a ajuns la judecata de apoi, când s-a zis, luați-l și dați-l afară. E frumos versetul 4. Îl voi, iată-te îmbrac cu haine de sărbătoare. Versetul 5, ăsta întotdeauna m-a fascinat, versetul 5. Pentru că versetul 5 este versetul cui? Cine vorbește în versetul 5? Zaharia. Zaharia zice, și el nu s-a putut abține. Din colțul lui, de unde vedea, a strigat și el, vedeți, nu uitați de mitră. Hainele, le schimbați, dar nu uitați de mitră. Adică ce e mitra? Nu uita să-i schimbați și mintea. Sfinții Domnului. Nu ajunge să ți se schimbe doar haina. Dacă cumva în procesul acesta nu ți se schimbă mitra. Schimbați-i mitra. I-au pus o mitră curată pe cap. L-au îmbrăcat în haine în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo. Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire. Așa vorbește Domnul oștirilor. Dacă vei umbla pe căile mele, dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea, vei priveghea asupra curților mele, te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Ascultă, dar Iosua, marele preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne, iată, voi aduce pe robul meu odrasla și așa mai departe. Și din momentul acesta se face cale și drum către Dumnezeu Tatăl. După ce ai trecut aici și ți s-a schimbat totul, poți să stai în fața Tatălui. Acum, cu bunăvoința dumneavoastră, voi încheia, întorcându-mă la Iov. Fraților, când Iov spune, am nevoie de un martor, el avea nevoie de așa ceva. Iov nu are viziunea aceasta pe care o vede Zaharia, dar el simte că are nevoie de așa ceva. El simte că în raportul cu Dumnezeu, el nu este suficient de bine pregătit. Citiți de la versetul 7. El, Dumnezeu, m-a stors de puteri, mi-a pustit toată casa, m-a apucat ca pe un vinovat. Mă sfâșie și mă urmărește în mânia lui, scrâșnește din dinți împotriva mea, mă lovește, mă străpunge cu privirea lui. Iată cum îl vede el pe Dumnezeu și, versetul 17, totuși n-am făcut nicio nelegiuire și rugăciunea mea este curată înaintea lui. Păi cum e mai, frate? Dacă n-ai făcut nicio nelegiuire, rugăciunea ta este curată și totuși vezi că Dumnezeu te urmărește ca un vrăjmaș. De ce ai nevoie? Spune-mi de ce ai nevoie. Și el în momentul acesta intuiește, am nevoie de un martor. Am nevoie ca Îngerul Domnului care inițiază această judecată să se transforme într-un martor, să zică, schimbă-l pe Iov ca să stea înaintea mea altfel. 19. Chiar acum martorul meu este în cer, apărătorul meu este în locurile înalte, prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu. Și dacă mă întrebați cum e asta, vă voi spune simplu și într-un singur cuvânt, ca în Zaharia 3. Acolo s-a făcut dreptate omului în fața lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. S-a restabilit dreptatea lui Dumnezeu. Omul dezbrăcat, omul îmbrăcat, omul cu mintea schimbată, omul chemat să vegheze asupra casei lui Dumnezeu, asupra căilor lui, asupra poporului Dumnezeu și cu promisiunea că va intra în templul lui Dumnezeu. Asta este martorul credincios și adevărat. Frații mei, este surprinzător și incredibil ceea ce face Dumnezeu pentru oamenii lui care îl iubesc. Iov era cu mai bine de 1500 de ani
înainte de venirea lui Iisus Hristos și totuși Iov vorbea despre Iisus. Vorbea despre Iisus. Iov se uita la sine și îl înțelegea pe cel ce va veni. Iov îl vedea pe tatăl mustrând, preluând judecata în mâna sa și schimbându-l pe el. Ce frumos poate lucra Iisus Hristos și Tatăl împreună în viața unui om care se predă înaintea Lui. Câtă cunoștință, câtă revelație, câtă minune! Același lucru vrea Domnul Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi aici. E posibil ca noi să cunoaștem noi adâncimea lui iubirii lui Dumnezeu, noi adâncimea de planului mântuirii. Ceea ce vă rog în final este aceasta: studiați, cercetați cuvântul, rugați-vă din ce în ce mai mult ca Dumnezeu să descopere lucruri pe care vrea să le știm din iubire și din dragoste pentru noi. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Tatăl nostru, îți mulțumim, Doamne, pentru orice moment în care ai lucrat în viața noastră cunoașterea de Tine mai presus și mai frumoasă decât mintea noastră vreodată ar fi putut-o concepe. Îți mulțumim pentru Evanghelia Ta, care ne-a făcut cunoștință cu dragostea lui Iisus Hristos, care ne-a făcut cunoștință cu posibilitatea de a fi iertați, schimbați, făcuți desăvârșiți și stând neprihăniți înaintea Ta. Doamne, ajută-ne să ne fie dor de sfințenie. Și fă ca în momentul acesta să știm că avem în cer un martor și un judecător care vrea să schimbe viața noastră cu orice preț. Părinte, cu ocazia aceasta îți dăm voie să lucrezi în noi. Și mai mult decât atât, te rugăm, lucrează cu toată puterea schimbarea vieților noastre pentru ca să te poți lăuda și cu noi așa cum te-ai lăudat cu Iov. În numele Domnului Iisus te rugăm și îți mulțumim. Amin. Vă invit să lăudăm pe Bunul Dumnezeu cu cântarea 538, 538. Din cer, din Sfântul Sanctuar, se pregătește timp solemn. Și aș vrea să cântăm primele două strofe.